Actrița Adina Cristescu, cunoscută pentru roluri din filme precum 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, a murit la 56 de ani. Adina Cristescu a fost o actriță de film, teatru. Ea a jucat la Teatrul Național Il Caragiale, Teatrul Odeon și Teatrul Excelsior. Apropiații ei au anunțat pe Facebook că trupul neînsăflețit va fi depus marți, 26 septembrie, la Capela Bisericii Boteanu, de lângă Ateneul Român. Azi a plecat dintre noi spre împărăția cea albă actrița Adina Cristescu. Un talent al generației sale, recunoscut de regizorii Radu Jude, Cristi Puiu și alții. Adina Cristescu a fost un mare prieten de suflet, un tovarăș de drum lung. A trăit cu sinceritate și modestie ca o candelă care i-a luminat și încălzit pe cei din preajma sa. Un adevărat prieten. Cei mici și cei mari care au fost la teatrul Abracadabra o să-și aducă aminte cu drag de buna poveștilor. Întreaga echipă a teatrului este alături de familie în aceste momente de grea încercare și durere. Te vom iubi mereu, draga noastră prietenă! Dumnezeu să te odihnească!